No bun de salută tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Triviador, mai bine zis al doilea episod. Am văzut că primul v-a plăcut, așa că mai filmăm. Bun, hai să vedem. A, da, am mai făcut niște level și mi-a mai dat niște... Da, să da, jucăm tot așa un joc normal. Hai să vedem ce ne pică și nouă, ce adversari. Și... Mai trebuie să aștept mult să-mi găsesc adversari. Gata, mi-a găsit. Neculai. Ce mai lume. Acum să ne dea bazele, ia să vedem. Unde îmi dă mie baza? Trebuie să fie ultimul care să-și vadă baza. Cred că mă dă pe acolo, prin Dobrogea. Am fost pe aproape. Expand your empire. Cucerire. Bun, hai da, să începem. Prima întrebare. Aproximativ câte insule și insulițe sunt pe teritoriul Estoniei, majoritatea fiind nepopulate? Două. Câte? Maa. Asta a fost o întrebare grea. Probabil fiind insulițe de la mici, de câteva zeci de metri pe acolo, cine știe. Hai că ne luăm revanșa acum. 120 de mii. 83 de mii. Am fost pe aproape. Dacă era să fi zis stadioane din România, da, asta puteam să cât de cât să ghicesc. Mă, câte teritorii astea și câte am eu. Hai, ia Atlantida asta. Mă, câtea cu cernecul ăsta și a luat și pe alea mai mari. Glaciar, munții, Făgăraș, Nord. 5 metri. E, la geografie sper că-s bun. Hai că luăm aici. Și aici. Bun, următoarea întrebare. Hai, dă-ne întrebare acum. Hurry. Băutură. De unde dracu să știu? Lași tu, am pus aici 100. Și acum o să-mi dea una din nord aici. Mă rog, vest. Hai, o luăm pe asta cu Timișoara, că e mai mare. Banatul. Hai că sunt la egalitate cu ăla. Let the battle begin. Acum e timpul pentru război. Ia zi, ne atacă pe noi, cred că pe noi ne atacă. A, direct bază ne atacă. Nu este în prezent sport olimpic. Golf. Asta a fost o întrebare ușoară. Trei ramuri. Patru ramuri. Pe ce era? Anatomie. Botanică. Zoologie. A, era și... Da, o protecția mediului. Cum mai era? Ecologie, așa e. În ce oraș a decedat regele Ludovic al 14-lea în Franței, așa? Când s-a terminat primul război, da, 102, în anul 102. Ce ziceam? Atal pe ăsta 1233. Mă, toată lumea știa că războiul dacu român a ținut 101, 102, 105, 106, asta se învață clasa 5-a. Hai că atacăm aici baza, deci la istorie geografie se pare că-s bun.
Trebuie să-mi setez la domenii istoria geografică. Eu n-a trăit Alexandru. Nu mă pricep la scriitori. Să-ți umi, de data viitoare să dau pe geografie și istorie la capitolul întrebări. Și-a trecut ăsta în fața mea. Rândul meu să atac. Mai atac o bază? Tot atac o bază. Bă, gamea și picior de nu le atacă stura baza să le iau bazele. Ia să vedem. Vanilla Sky, domne. Tom Cruise. Sper că nici la cinematografie. A, acum atacă ăsta mi-e baza. 23. Numerele prime sunt numere care nu merg împărțite, care au cel mult 2 divizori, care se împart fix la 2 numere. Hai că de când mă pricep și la întrebări de matematică. Mai încerc o dată cu baza, bă, gamea și picior, de nu iau eu ăsta baza, mă fac popă. Hurry! Cine a spus? El este forma 4. Emil Cioran? Da. Hurry! Filme artistii românești, în ce an a apărut filmul Insula Șerpilor? 1960. Cred că era mai aproape un pic. A, mai de mult. E, un turn s-a dus, am rămas două. Hurry! Unde-s desfășurat al doilea sezon al reality show Survivor? Australia? Păi da, am în două țările și SUA și Everest engleză. Care este numărul de ordinal? Ma, ce aproape am fost. Aici a pus la știu, n-am avut timp să procesez toată întrebarea, să o citesc. Hurry! În următoarea este o boală a sistemului digestiv. Hepatita, nu? Da, asta e, parcă se făcea de la mâinile murdare din câte. Hurry! Care este valoarea normală a glucozei în urină? Miligrame. 20? 0. I-am distrus baza fraierului. You conquer the Red Empire. La astea am bulan mereu când e să pun numere. Ha. Mă atacă ăsta. Cred că o să atace aici ca să fie mai aproape de bază, presupun. Sau nu? Hurry. În ce an a pictat de un mane 1500 așa? Da, bine, trebuie să dea întrebări din artă. De-abia știu cine a pictat Mona Lisa. Hai. Îi luăm baza și ăstuia, bă. Gamia și de nu iau eu toată mapa. Hai. Hurry. În ce oraș a fost construit podul minciunilor? Sibiu. Sibiu, orașul culturii, ce drept. Capitala europeană a culturii, parcă era. Care este ingredient specific pizzei hawaiene? Ananas? Păi da, cam astea ar cam fi ingredientele pe acolo. Câte opere a lui Constantin Brâcuș se află la Târgu Jiu? Masa Tăcerii, Coloana Infinitului și mai era ceva. Poarta Sărutului. Bă, deci la cultură chiar că sunt buni. Și ele am și sanineuri, alea trei. Cine a câștigat Sets and Sound Revolution 2015? Voltaj. Și am câștigat, am cucerit toată mapa. Bă, decât se pare că sunt un om cult, cât de cât mă pricep la chestii de genul. Și am luat toată mapa. Mi-a dat o grămadă de XP, se pare că sunt pe locul 5, sper că vă place cum mi-am făcut caracterul ăsta așa mai retardat, să mă reprezinte cât de cât. Ia. Nimă o tipă pe primul loc. Mă rog, deci cam acesta ar cam fi și al doilea episod de Trivia 2, eu sper că v-a plăcut, data viitoare facem și celelalte două moduri de joc. Și ce să mai spun, eu sper că v-a plăcut, vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao!